Bună dimineața din a șaptea zi de vlogmas, îmi pare bine să vă revăd. Eu sunt aici cu ultima mea gură de cafea, care s-a cam și răcit de acum așa cu mult, mult lapte. Și îmi fac planul pentru ziua de azi și îmi doresc din suflet ca până la finalul zilei să le rezolv pe toate. Mi-am adus aici toate minunile, mi-am adus agenda, am un plic aici. Sunt și pe calculator pentru că urmează să mă apuc de lucru și cu ocazia asta când povestesc cu voi îmi și scriu în agenda ca să nu uit vreo ceva. Am astăzi de terminat un glob din acela cu poză ca să finalizez o comandă și va trebui să finalizez comanda respectivă și să pregătesc coletul și mai am încă un colet pe care trebuie să îl trimit. Deci primul lucru pe listă sunt coletele, trebuie să intru să le pregătesc așa la propriu coletele, să mai am o adresă de aflat. Iar după aceea trebuie să fac formalitățile pentru firma de curierat, să scot la imprimantă ce am de scos, să lipesc pe colete și așa mai departe. După care trebuie neapărat următorul lucru să editez clipul ce va apărea astăzi, pentru că azi este luni și azi postez ce am filmat ieri. Deci punem pe listă editat. De aceea mi-am pornit calculatorul pentru că am filmat o parte cu telefonul și o parte cu camera. Iar ce ai filmat pe cameră, am luat cardul, l-am pus acum pe laptop. De pe laptop trebuie să transfer în telefon, pentru că eu în telefon am programele toate de editare. Mi-e mult mai ușor așa. Așa, iar după aceea, după ce termin cu editatul, orandatul, încărcatul pe YouTube și pregătitul detaliilor, trebuie să fac un pic de ordine și curățenie prin casă. Eu de obicei prefer să fac lucrul ăsta înainte de weekend și după weekend. Ce se întâmplă în weekend n-are nicio importanță. Când mi-arată luni casa explodată, asta e partea a doua. Dar în weekend eu chiar nu stau să fac curățenii și chiar nu stau să strâng toate minunile, nu stau cu gura pe copii, stai, nu puneți mâna acolo, nu împrășteați jucăriile, puneți și le strângeți, pune așa. Weekendul e total pentru relaxare, așa că azi am câteva lucrușoare de strâns, am început deja de dimineață, pentru că acum se apropie ora de 9:30, am fost mai și am dus pe cel mic la grădiniță, la 8:15 a plecat David la școală, dar eu sunt trează de la 7:00, pentru că au trebuit să mă ridic din pas, să mă spăs, să mă îmbrac, mă rog, nu m-am pierdut la câtea și ce păram cap, dar ca idee, sunt îmbrăcată tot cu ce eram îmbrăcată ieri, cu ploverașul ăsta frumos așa de Merry Christmas și pe mine am colanții aia pe care mi-am comandat de pe AliExpress. Sunt foarte comod stat cu ei prin casă, așa să am o lumină favorabilă. Deci al doilea lucru ar fi curățenie. Și astăzi se întâmplă un lucru foarte, foarte frumos ce are legătură cu decembrie, cu sărbătorile, cu așa. Astăzi o să împodobim bradul și o să fac treaba asta când vin copiii de la școală, respectiv grădiniță. O să ne apucăm noi trei să facem bradul și va trebui evident până merg să iau pe ei să aduc de la boxă, să aduc bradul, să-l montez, să-l așez așa frumos, crenguțile să fie gata de pus ornamentele în trânsul și, bineînțeles, cutiile cu ornamente, să fac proba la instalații și așa mai departe, să vedem dacă totul funcționează în parametrii optimi, să ajustez pe aici, să văd, să aduc cu prelungitor una alta, ca să fie toate cum trebuie și când au venit copiii, pac, ne apucăm și facem împreună brăduțul. Și cam asta ar fi, curățenie și bradul. Cam astea ar fi lucrurile de pe lista mea de astăzi. Nu știu dacă ar mai fi... și bineînțeles trebuie să fac ceva de mâncare, clar. Deci nu se pune problemă. Chiar după ce termin acum de vorbit cu voi, trebuie să merg la congelator să scot de pe acolo niște carne,
Cam n-am prea... Am și n-am idei cam ce urmează să fac azi de mâncare, dar în orice caz am să vă arăt ce fac, probabil produsul finit sau ceva de genul ăsta. Nu stau să filmez în timp ce fac mâncare pentru că, nu știu, nu mi-e spart la îndemână. Să stau să mută camera, fă cadru aici, iar eu în timpul ăsta poate taie ceapă, poate una alta, iar spalte pe mâini, iar pune, eu pierder de timp. Nu știu, sincer vă spun, din punctul meu de vedere. Și mai aș pe la bucătărie câteva vase de spălat, vă dați seama. Așa. Și cam asta ar fi pentru azi și cam asta ar fi deocamdată. Mă apuc de treburi, acum, uite, se face imediat, în 2 minute se face 9:30. Și îmi doresc să fiu cât mai productivă în dimineața asta și cred că cel mai probabil o să ne revedem după ce așez brăduțul, adică să vă arăt așa, eventual, poate atunci mă hotărăsc cam în ce culori facem bradul anul ăsta, dacă îl facem tot așa curcubeu ca anul trecut sau, nu știu, vedem. Dacă îl facem într-o singură culoare sau în două culori, n-am idei. La ora asta nu funcționez chiar așa de bine, eu nu sunt o persoană care se trezească dimineața și să fie fresh, eu sunt mai mult fresh dimineața, dar asta este, eu sunt mai mult activă și mai creativă și mai cu multe idei și mai așa, mai spre după amiază și spre seară, dar na, asta este, nu suntem toți la fel. Lăsați-mi un comentariu să spuneți voi ce fel de tip de persoană sunteți. De exemplu, uite, maică-mea, frate-meu, chiar și soțul, dimineața, pac, să așa, pe felii, știi, dar eu nu. Ah, da, îmi termin cafeluța în timp ce îmi fac treburile și ne vedem cu brăduțul. Gata, m-am aranjat frumos. M-am machiat, sper că mă vedeți bine. Așa, frumos cu verde, ca să fiu așa cu bradul, știți voi? Am reușit să rezolv cam mare parte din ce mi-am propus, adică am terminat coletele, am făcut ordinea cu aspiratorul, am editat clipul, l-am încărcat și am trecut toate datele acolo, gata, tot pregătit ca să apară azi. M-am machiat, m-am aranjat, m-am făcut frumoasă și sunt pregătită să mă duc jos la boxe și să vin cu bradul în spinare. Și cu cutiile cu globuri, bine, cred că am să vin separat, vă dați seama, nu poți să vin și cu bradus, cu globuri și cu toate cele, cred că sunt vreo 2 cutii pe acolo, vă dați seama cum aș arăta pe scara blocului, dar, da, cam asta este. Bun, și ne vedem, ar trebui acum să merg, practic, prima dată să pun un pui la cuptor, am o jumătate de pui așa mai mare și vreau să-l pun la cuptor. Și să stea așa multe, 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 vreo 2-3 ore, 4 ore, așa la foc mai mic în cuptor și să se facă super, super moale, fragile și să cadă așa carnea de pe oase. Și eventual cu niște legumi, dar vedem, mă duc după brad. Am adus bradul și să leacă ca filmul cu proști. Adică anul ăsta din Moș Crăciun, copiii mei nu o să spună cu poezia aia, știți voi, cu cățelușul șchiop, eu am numai 3 picioare, anul ăsta e cu bradul șchiop, pentru că nu găsesc un picior. Am zis 1, 2 și a trebuit unul acolo în spate și noi, și nu știu unii. Am început să fac cutiile astea de pe aici acum ca să vedem dacă e vreo cutie, ca să văd eu. Așa. Dar da, asta e enigma secolului unii. Cine a furat piciorul de la brad? Am desfăcut aici o cutie și uite, mi-am adus vaza asta în care vreau să pun niște conuri de brad. Să le pun acolo și am o decorațiune din asta, așa, că ați fost voi anul trecut în clipul ăla de decorațiuni DIY de Crăciun și cred că o să o implementez și pe asta pe aici undeva. Mai zis, nu vreau să încarc foarte tare casa pentru că mă obosește. Iar brăduțul, mă gândeam, poate anul ăsta îl fac doar cu decorațiuni argintii. Cred că așa o să fie. Dar încerc să mai caut piciorul de la brad. Ne-am adunat toată gașca asta frumoasă așa de copii. Da, mami, știi ce facem noi acum? Bravo! Împodobim Bravo! bradul, dar areș. Da! Da, mami, uite, am pus aici, gata, am găsit și piciorul, s-a rezolvat. I-am pus steluța în vârf. Iar acum o să punem instalație, o să începem să punem din globuri și o să mai iau așa cadre pe parcurs ce îl împodobim. Și o să vă arăt rezultatul final, clar.
Și uite, așa s-a mai dus o zi din vlogmasul din luna aceasta. Deja seara am făcut baie, mi-am curățat fața de tot machiajul și uite, am să folosesc acum și pe cameră pentru voi tonerul de la Pixi pe care vi l-am arătat într-un vlog de acum 2 zile în urmă. Nu să-l ajungi bine, bine, dacă auziți ceva zgomot, să știți că l-am pe puștulică cel mic aici cu mine. E undeva 8 seara, e cam ora sa doarmă, știu, pe cea doarme aici la noi în pat. Iar băiatul cel mare, Dali, deja doarme. Am să o cotonetă de vată, aici mi le-am pus așa frumos în suportul ăsta pe care mi l-a trimis mama din Pepco. L-am folosit deja de 2 ori produsul ăsta, îl folosesc o seară, da, și o seară nu. Nu vreau să fie prea mult pentru pielea mea. Dar îmi place cum se simte pielea. O văd, sincer, ceva mai luminoasă. Să mă plec așa că mi-am fixat telefonul fix pe oglindă. Și sper să mă mai ajute un pic cu pigmentările pe care le am. Acum că mi-am luat și cremă protecție solară, nu știu, deci dacă v-ați uitat la vlogmasul de acolo 2 zile, ați văzut și produsul de la Pixi și produsul următor, acesta de la Bioderma cu protecție solară. Dacă nu le-ați văzut, uite, vi le-am arătat acum încă o dată. Le-am cumpărat de pe site-ul celor de la Look Fantastic și pe asta am folosit-o azi prima dată și mi-a plăcut. Mi-a plăcut. Nu știu cum o să se comporte mai la vară, pentru că ei zic că e cu un finish din ăsta mat, uscat, mai bine zis, nu mat. Dar mi-a lucit un pic fața azi, nu mă deranjează, mie îmi place finish-ul așa mai glowy pentru piele. Dar rămâne de văzut să vedem cum o să se comporte la vară. Asta dacă mă rămâne ceva până la vară, pentru că folosind-o de acum în fiecare zi, o să se consume evident. Ui, și uite cam așa arată tenul, uite cum, vedeți cum îl lucește așa frumos. Dacă ar fi să am riduri, sincer, le-ați vedea. Sigur, le imperfecțiuni sunt coșurile astea de pe aici, că vorba aceea, perioada deosebită este acum plin plin în desfășurare și evident că mi ies coșuri și ciarcănele ar fi problema. În rest, totul bine și frumos. Așa că... și încă să vă mai arăt. La fel, am primit acum 3 zile în poștă plicul ăsta pentru că m-am înscris să primesc o mostră gratuită dintr-un produs de la Biotherm. E vorba de Life Plankton Elixir Serum. Aici am o hârtiuță unde aflu mai multe informații. Se pun 3-4 picături, se omogenizează în mâini și se aplică pe față și se lasă să intre în piele. Asta e cutiuța, iar eu am primit o mostră de 5 ml, dacă nu mă înșel, nu 7, dar uitați cât de dulce, uite ce frumos arată. E super, super frumoasă și drăguță, mi se pare super mișto. Așa că acum am să aplic prima dată serul cu acid hialuronic, iar eu acum în perioada asta îl folosesc pe cel de la Yves Rocher, pentru că l-am terminat pe cel de la Revox, nu de la Revox, de la Makeup Revolution, Revolution Skincare de altfel. Și asta s-a cam consumat până pe aici. Și să știți că îmi place. Pun cam vreo 4 pompițe așa, pentru că nu curge foarte mult dintr-o singură pompiță. Și îl aplic așa frumos. Are un pic de parfum ce drept. Este foarte discret. Dar nu am observat să-mi irite pielea sau ceva. Totul arată foarte bine. Îl dau și pe gât. Așa, uite, cu ocazia asta mai vedeți și voi un pic din rutina mea de seară, chiar dacă n-am apucat să fac un clip așa special, dar uite, cu ocazia asta îl vedeți. Ce nu merge, mama? Telefonul? Dă-i o pauză, mami. Așa, și uite, am să aplic acum din produsul de la Biotherm, dar e așa de frumos, nici nu vine să-l desfac. Mamă, dar zici că l-a lipit. Eu și uns acum pe mâini. Vă dați seama că nu-mi e de mână. Ei, hai că am reușit, gata.
Și cu pipeta asta așa mică, în care vom pierde produs. Vedeți, dacă să pun 3 picături, 1, 2, 3, 4, hai că am reușit. Așa, nu-i cam puțin? Abia pică-l. Are și asta un pic de parfum în el. Ia să vedem ingredientele. Alcool denaturat, al treilea ingredient. Hai, de capul nostru. Da, nasol. Un produs așa de lăudat, din câte am auzit eu. Dar asta e. N-am foarte mult acolo în sticluță, așa că o să-l termin fuguța, nu-i problemă. Așa. Da, e bun. Cam asta este pentru azi. Eu închei aici pentru că nu vreau să mai lungesc vorba mai mult. Nu pot să mă dau cu asta de la cerabe pe care știți că îl folosesc tot timpul. Nici nu mai am mult intuit. Cam atât mai am din butelca asta mare pe care o am din aprilie. Dar am folosit-o tot timpul și dimineața și seara. Am să mă dau cu un pic de cremă de ochi de la Gaia și pentru crema de seară am să aplic Madara Deep Moisture. Ăsta de aici, așa. Cam pâlpâie ring light-ul. Așa, ca să vă dau așa un mic spoiler despre ce o să se întâmple mâine. Mâine cred că dimineața am să mă... Nu cred. Mâine dimineața sigur mă spăl pe cap. Că trebuie neapărat și am să vă vorbesc un pic despre rutina mea de îngrijire a părului și ce produse folosesc. Nu sunt foarte mult schimbate față de produsele pe care le foloseam cu un an în urmă, dar vreau să vi le arăt pentru că mi-ați cerut treaba asta. O să trebuiască să ajung în magazinul Bilca pentru că sunt după niște cadouri. Și ce am zis că mai fac? Cam asta, deci rutina părului cu magazinul, cumpărături, vedem, trec pe la standul Essence, pe la standul pe acolo cu make-up, poate găsim ceva drăguț, frumos. Iar mâine după amiază o să trebuiască să ajung și la serviciu, dar acolo nu-i mult, cam vreo oră jumătate așa. Așa că eu vă mulțumesc pentru azi, vă mulțumesc că m-ați urmărit, vă mulțumesc că sunteți aici aproape, mulțumesc pentru vizionări, like-uri, comentarii, vă aștept să vorbim acolo, în barea de descriere mai găsiți și pe acolo niște clipuri frumoase, așa că eu vă las, vă spun noapte bună, noapte bună pentru mine, pentru că eu merg la somn acușca. Și ne vedem după.